Cu brațele pline de flori, cu emoții și bucurie, așa au pășit astăzi elevii Colegiului Național Radu Greceanu un nou an școlar, iar deschiderea evenimentului a fost una specială. Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și emoțiile cele mai mari au fost pentru elevii de clasa a noua, care abia și-au cunoscut colegii și pe dascălii ce îi vor pregăti în următorii ani. Acum 40 de ani am pășit și eu în liceul ăsta în 15 septembrie și revăd foarte mulți absolvenți care și-aduc copiii în Greceanu și au aceleași emoții cu toții. Ne bucurăm de ziua bună, de un spectacol deosebit oferit de Consiliul Elevilor pentru bobocii claselor a 5-a și a 9-a. Sperăm să fie un an cu reușite. A 11-a e. Cum este în prima zi de școală? Este super până acum, îmi place enorm. Te-ai revăzut colegii? Mulți din ei, da. Ne bucurăm acum împreună. Cu ce gând începi acest an școlar? Cu gândul că vreau să mă înțeleg cât mai bine cu toată lumea și să fie totul ca la carte, ca la școală, să ne înțelegem ca o comunitate. Am emoții foarte mari, dar cred că va fi bine, mi-am cunoscut colegii și ne înțelegem destul de bine. Ai luat aceste flori frumoase? Doamna dirigintă! Ai văzut colegii? Da, ei sunt. Da? Da. Crezi că va fi acest an școlar? Unul foarte bun. Ziua de 9 septembrie are o semnificație deosebită astăzi, deoarece toate școlile din întreaga țară își deschid larg porțile pentru a-i primi pe elevi și pentru a-i pregăti pentru viitor. Și la Colegiul Național Ion Minulescu, deschiderea anului școlar a oferit emoții la superlativ. 1800 de copii, sute de părinți, dar și dascălii de aici s-au bucurat de startul unei noi aventuri în care împreună vor parcurge calea către succes.